Bună seara și pacea Domnului tuturor! Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest cadru pe care ne l-a pregătit și în această seară, să putem să ne liniștim împreună la picioarele Domnului, după o săptămână de trudă, de alergătură, de zbucium, de tot felul de informații care au sosit la urechile noastre și care nu ne aduc prea multă bucurie. Trăim un timp special, trăim un timp deosebit pe care nu l-am mai traversat până acum și suntem chemați în acest timp să învățăm, să navigăm prin această lume într-un mod deosebit, într-un mod special care nu am făcut-o până acum și cu siguranță că ne vine greu, dar important este dacă putem să și vom ajunge cu siguranță la celălalt țărm. Contextul în care noi ne aflăm este unul care, putem spune așa, a fost creat nu cu mult timp în urmă și anume sensul acesta de a fi separați de legătura aceasta frățească în care noi eram obișnuiți după mersul Evangheliei, de a fi împreună în zilele de sabat, de a ne strânge mâna, de a împărtăși experiențele noastre, de a ne ruga împreună și de a crește dorința aceasta a credinței, întâlnirea noastră cu Domnul Hristos și plecarea noastră într-o zi acasă. Acum, o voce, un glas, ne-a băgat pe toți în casă. S-a ridicat o întrebare în mintea mea în ultima vreme, a cui voce ne-a scos din biserici și ne-a dus acasă? Pe întreaga omenire, nu numai pe cei religioși, dar pe toți oamenii, i-a rupt din contextul normal al vieții și ne-a așezat într-un context necunoscut. Am urmărit multe predici pe live și creștinii au venit așa cu siguranță că aceasta este vocea lui Dumnezeu. Ne-a dat posibilitatea să ne reîntregim familiile, să ne rugăm, să studiem Scriptura, să stăm mai mult, să petrecem mai mult timp în familie, ba încă s-a repetat mereu și mereu acele promisiuni sau făgăduințe din cuvântul lui Dumnezeu, intră poporul tău în odăița ta, închide ușa după tine și stai o vreme până când îmi va trece mânia. S-a ajuns la concluzia că Dumnezeu este acela care a produs această situație pentru familia umană și ne-a scos din locurile care mai mult sau mai puțin ne erau dragi, dar eram obișnuiți să venim în ele și ne-a izolat în familie. Dacă aceasta este vocea lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu, s-a ridicat o întrebare. Dumnezeu spune că nu face nimic fără ca să facă de cunoscut taina slujitorilor săi proroci. Acei care sunt chemați ca să stea pe zidurile Sionului, acei care sunt chemați să fie portavoce a lui Dumnezeu, de ce n-au anunțat mai dinainte familiile ca copiii să-și cheme părinții acasă din străinătate, să vină să aibă timp de părtășie în familie când va veni un tip de criză și o izolare, sau părinții să-și cheme copiii? Pentru că la un moment dat s-a încercat lucrul acesta și granițele au fost închise. Și atunci am întrebat dacă este vocea lui Dumnezeu care ne-a adus în contextul acesta, de ce Dumnezeu nu ne-a anunțat mai dinainte și nu și-a desfăcut conform făgăduinței sale, nu și-a făcut cunoscut planul slujitorilor săi proroci? De unde vine acest coronavirus? Că este fabricat, că este natural, oricum de la Dumnezeu nu vine. Nu El este autorul în spate. Și atunci
Știm că vine din a doua sursă, acel care este promotorul păcatului. Dacă lucrurile, și sigur lucrurile vin din această direcție, atunci a cui e voce a izolat și a băgat întreaga omenire în case? Acum că Dumnezeu folosește niște pârghii, că Dumnezeu ne dă o lecție, că oricum veneam la adunare și când am fost anunțat să mă pregătesc să vin în seara aceasta să vorbesc în fața poporului, am spus, dar cum să fac lucrul acesta? Vin să vorbesc la niște scaune goale, pentru că nu e nimeni. Eu sunt învățat să interacționez cu publicul, să pun întrebări, să mi se pună întrebări și acum mi se pare că sunt transferat într-o biserică în care sunt numai icoane și sfinți pe pereți și stau și le vorbesc lor. La care îmi spune, stai liniștit, Florine, că și așa. Vorbeai în biserică și mulți dormeau, alții aveau de discutat între ei, alții aveau altă ocupație pe tablete sau telefon și oricum nu erau atât de atenți sau nu știu câți erau atenți. Cineva a fost atent și a văzut că merge principiul acesta și a spus, nu este mai bine să stai acasă lejer într-un fotoliu, să spargi semințe și să asculți predica? Și dacă cumva nu-ți place și te rănește, te-a lovit unde te doare, e distanță de un clic și îți cauți alt pastor, alt mentor, alt vorbitor. Pe când în biserică nu puteai să faci lucrul acesta. Dragii mei, s-au închis ușile și nu știm dacă se vor mai deschide vreodată. Nu știm dacă se vor mai deschide. Oricum Dumnezeu are soluție. Dar e foarte posibil să se mai deschidă înapoi ușile bisericilor pentru compromis și pentru corupți. Asta nu înseamnă că Dumnezeu a rămas lipsit de putere. Tot ceea ce noi astăzi avem nevoie este să putem să discernem vocea lui Dumnezeu. Să știm când Dumnezeu ne vorbește și ce avem de făcut în timpul acela. Vom căuta ca să cităm câteva gânduri din cartea 1 Samuel la capitolul 3. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Iele. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedeniile nu erau dese. Observați? Era un tânăr la care știm prin ce experiență a ajuns în existență și a fost adus în biserică, la templu lui Dumnezeu, la casa lui Dumnezeu, unde acolo, în acea casă, unde găzduia chivotul, prezența lui Dumnezeu, era Îngerul Domnului acolo pentru că el era portavocea lui Dumnezeu și responsabil pentru națiunea iudaică la vremea aceea. Două lucruri diferite. Acest înger al lui Dumnezeu, purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, portavocea lui Dumnezeu, îmbătrânise, l-a lăsat vederile și l-a lăsat și curajul, să spunem așa, de a veghea. Nu mai avea spiritul acela și puterea tinereții ca să vegheze, să observe toate lucrurile, să fie sensibil la vocea lui Dumnezeu și să poată să transmită ca un bun străjer sunetul de trâmbiță sau poporului ce are de făcut. Samuel era cu totul diametral opus la capătul celălalt. Dar nu era obișnuit cu cuvântul lui Dumnezeu. Era un copil crescut în rugăciunile părinților, consacrat lui Dumnezeu, dar nu a avut nicio tangență directă cu vocea lui Dumnezeu. Acum, cum se poate deosebi vocea lui Dumnezeu din miile de voci care veneau zilnic la templu? Pentru că știm că în vremea aceea veneau multe plângeri la bătrânul Ieli. Iar Ieli venea cu mustrări blânde și încerca ca să îndrepte, să corecteze sau să țină lucrurile sub control. Tot pe vremea aceea, Ieli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă.
El stătea culcat la locul lui. Iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă și Samuel era culcat în templul Domnului unde era chivotul lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu că nici atunci și nici astăzi candela lui Dumnezeu încă mai arde, încă nu s-a stins, încă cerul s-a îngrijit ca să mai avem lumină în acest adânc miez al nopții păcatului. Și așteptăm în această lumină să se arate luceafărul de dimineață și ivirea zorilor, pentru că marea este înfuriată, este tulburată și amenințările sunt grozave din toate părțile. Samuel dormea și el liniștit acolo unde era chivotul Domnului. Se pare că mai găsim un tablou similar, puțin diferit, o noapte furtunoasă pe lac, ucenicii Domnului Hristos într-o barcă care se luptau cu valurile, erau disperați, iar învățătorul și Domnul lor dormea liniștit la cârma corăbiei. Erau îngroziți navigatorii, erau prinși de disperare și spunea furtuna aceasta care a izbucnit, cu siguranță nu prevestește altceva decât sfârșitul nostru. Și chiar acestea au fost cuvintele sau vocea sau glasul care l-a trezit pe învățătorul lor. Învățătorule, ori nu-ți pasă că pierim? Și aici vedem întotdeauna slăbiciunea umană. Să presupunem că în acea furtună corabia s-ar fi cufundat, barca ce era ea. E clar că ei piereau cu toții, dar ce se întâmpla cu învățătorul? S-au gândit vreo clipă că și învățătorul lor ar putea să piară? Nu s-au gândit, așa este omul. Se gândește doar la el, se gândește la mântuirea lui personală, se gândește la bunăstarea lui de astăzi și de mâine. Mai întâi să meargă mie lucrurile bine și apoi ne mai gândim la semeni, dacă ne mai gândim, și în ultimul rând ne mai gândim și la Dumnezeu care ne cheamă și care este un tată iubitor și care oricum ne poartă zilnic pe umerii săi, ne poartă pe inima sa, ne poartă în brațele sale. Atunci, Domnul a chemat pe Samuel și el a răspuns, iată-mă, și a alergat repede la ele, pentru că era obișnuit ca ori de câte ori aude un glas, o voce, nu poate să fie alta decât a bătrânului Eli. Surprins în seara aceasta, el îi spune, nu te-am chemat. Poate că ți s-a părut, poate că ai dormit prea greu, poate că ai avut un vis, ceva, oricum, mergi liniștit și te culcă. Se întoarce înapoi Samuel la culcare și din nou aude aceeași voce, la care bătrânul el îi sugerează, dă un răspuns când auzi această voce, pentru că ea nu este o voce obișnuită sau zilnică în mijlocul nostru. Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Ne vom opri cu această imagine, cu acest tablou, și vom încerca să mergem mai departe pentru zilele noastre. Când ne vorbește vocea lui Dumnezeu? Dacă suntem sensibili să o recunoaștem în conștiința noastră sau dacă o confundăm, dacă alte voci le confundăm și spunem că este vocea lui Dumnezeu. Cinstit, am stat cu prieteni, cu frați de vorbă în aceste zile de criză și mi-am făcut așa o imagine. Se înfățișează ca și pe vremea lui Iov,
Satana înaintea suveranului universului, a creatorului, a stăpânului și îi râde așa în față. Stăpâne, vezi că doar la un singur potnec din degete, toată planeta mă ascultă. Vezi că toți ascultă de glasul meu? I-am scos din biserici, i-am scos din instituții, am provocat dezordine prin spitale, absolut peste tot. Toate lucrurile le-am dat peste cap și ei ascultă de o singură voce. Și pe bună dreptate, a spus Domnul Hristos, pentru că El este stăpânitorul lumii acestea. Dar ca și pe vremea lui Iov, spune, dar nu toți. Uite-te bine că mai am 7.000 de bărbați care, ca și pe vremea lui Ilie, nu ascultă de vocea ta. Și aceștia îi știe doar Dumnezeu și îi știe și Satan. Și într-o zi, toată această legislație care astăzi se pune cap la cap, care încearcă să subordoneze întreaga planetă ca și Nebucadnețar în câmpia dura, cu privire la ziua aceea faimoasă a închinării. Sunt o rămășiță datorită unei alegeri prin har, puțin, foarte puțin, mai prețioși și mai scump decât aurul din Ofir, dar care în conștiința lor nu va răsuna decât o singură voce. Indiferent care ar fi ordinele tale, împărate, nu stăm la discuție să-ți răspundem nici la cele spuse mai sus și nici nu ne punem în vreun fel întrebarea dacă Dumnezeu va interveni. Ci un lucru știm, că noi trebuie să-L urmăm doar pe comandantul nostru. Am stat și m-am gândit la acest aspect. Nu putea Dumnezeu, care spune doar un cuvânt și acesta face tot ceea ce Dumnezeu poruncește, să-i fărâme cuptorul lui Nebucadnețar și să termine cu focul și să stea și să se uite la cei trei tineri care au rămas pe verticală și la neputința lui de a-i pedepsi? Sau nu putea mai mult să-și răzbune Dumnezeu blasfemia aceasta și încăpățânarea împăratului și să fărâme cuptorul și flacăra să vină asupra tronului împăratului, care oricum era în apropiere? Dar nu. Dumnezeu, de data aceasta, sau mai bine spus Domnul Hristos, alege să se găsească cu prietenii săi în foc, în cuptorul de foc. Pentru că are un plan mult mai important decât cel care îl are stăpânitorul lumii acesteia. Ne spune în cartea profetului Zaharia, căci el stă, încinge cuptorul și lămurește aurul, așa cum argintarul lămurește aurul în foc. Reglează temperatura și apoi lasă ca focul să-și facă treaba lui, ca să curețe orice zgură din caracterul nostru, ca apoi la urmă să poată să facă dovada sau să dea replica în fața întregului univers valoarea și calitatea credinței noastre, care este cu mult mai scumpă decât aurul. Și aceasta, toate lucrurile, știm că pe de altă parte lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Vom merge în studiul nostru din această seară, un pic mai departe, în Sfânta Scriptură, și o să deschidem în cartea 1 Împărați, la capitolul 19. După ce Ilie a făcut acea reformă pe muntele Carmel, după ce s-a dovedit că singurul glas care se merită să fie ascultat și singurul Dumnezeu care trebuie să-i se aducă închinare este Creatorul, Jehova, așa cum spune acolo și însăși numele lui Ilie. Am rămas încântat, să spun așa, ce înseamnă tradus în limba noastră Ilie. Spune că ori de câte ori cineva
îl striga pe nume, nu rostea decât atât. Iahve este Dumnezeu. Jehova este Dumnezeu. În timp ce profeții, prorocii lui Baal și al stratei spunea că nu, Dumnezeul lui Israel este Baal Peor, Baal Berit, Baal Zebul, oricum, orice altceva aveau altarele lor, închinarea lor, afară, în afara adevăratului Dumnezeu. Bun, s-a făcut reforma și primește un anunț sau o felicitare din partea lui Izabela. Mâine, la ceasul acesta, se va face cu viața ta ce ai făcut cu viața slujitorilor sau a prorocilor mei. Ilie, disperat, ia drumul către locul unde știa că Dumnezeu stă de vorbă cu slujitorii săi. Și a luat drumul către Horeb, pentru că el știa că acolo s-a descoperit Dumnezeul lui Moise și de acolo i-a vorbit. Și a luat drumul către muntele lui Dumnezeu. A mers 40 de zile, a ajuns la Horeb, la muntele lui Dumnezeu. Era noapte și s-a adăpostit într-o peșteră ca să se odihnească. Acolo vocea lui Dumnezeu i-a vorbit lui Ilie. Și i-a promis că o să discute cu el. Ni se raportează câteva evenimente. Și anume, versetul 9 din capitolul 19, 1 împărați, și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte și cuvântul Domnului a vorbit astfel: Ce faci tu aici, Ilie? E aceeași întrebare care ne-o pune nouă astăzi la credincioșii, aceia care ne-am exprimat speranțele și nădejdea în a doua revenire a Domnului Hristos, care atâta vreme l-am pronunțat în rugăciuni, în cântări, în servicii religioase, care ca și Petru am spus că vom merge până la moarte pentru Domnul nostru și în seara asta întreabă și pe pastor și pe membru laic, ce faci tu aici, Ilie? Cineva stă într-un scaun la pupitru și vorbește, asta face, iar alții probabil că sparg semințe și urmăresc cuvântarea. Că așa se întâmplă. E mult mai comod. Ce faci tu aici? Păi, Doamne, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeu, oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic. O furtună s-a dezlănțuit peste toți locuitorii pământului. Și Domnul nu era în furtuna aceea. Și astăzi Domnul nu este în criza aceasta. Nu El este autorul crizei. Astea sunt doar niște prevestitori că va trece, va veni într-o zi și Domnul. A venit o furtună puternică și Ilie a stat liniștit, așa cum a stat 3 ani și jumătate la văduva din Sarepta, în timp ce țara era bântuită de foamete, în timp ce Ahab îl căuta pretutindeni peste tot, în timp ce izvoarele și pârâiile nu mai aveau apă și totul era o nebunie, la noi doar a început. Cine poate să spună care este finalul acestei crize? Iar astăzi Ilie și slujitorii Domnului care au scăpat de sub sabia lui Ahab și a Izabelei vor fi la văduva din Sarepta sau prin peșteră hrăniți pentru o vreme acolo. Finalul acestei crize va duce la acea confruntare directă că tu ești acela care ai nenorocit pământul.
provocarea vine astăzi, iar finalul va fi degetul întors asupra acelora care, ca și Ilie, vor declara: singurul glas care recunoaștem este glasul Creatorului. Și ultima confruntare aici se va da. Voi sunteți aceia care ați nenorocit planeta Pământ. Nu vor fi mulți, dar vor fi hotărâți. Moartea este un lucru nesemnificativ în comparație cu decizia de a rămâne pentru dreptate, că așa este drept. Nu mântuire, nu viața veșnică, ci doar că aceasta este logic și este singura cale adevărată care te poate face liber, ca să rămâi liber. După furtuna aceea, a mai venit și un cutremur de pământ și a zguduit muntele din temelii. Și Ilie a rămas liniștit în peșteră, pentru că și de data aceasta a înțeles că Domnul nu este într-asemenea manifestări. El nu este prezent în așa ceva, nu așa l-am cunoscut, nu așa am umblat eu cu el atâta vreme cât am umblat. După cutremurul de pământ, ne spune mai jos versetul că a venit și un foc. Și Domnul nu era în focul acela. Dar după foc a venit un susur blând și liniștit și Ilie s-a pregătit ca să îl întâlnească pe Dumnezeu. Îți voi face astfel, Israele, de aceea îți voi face, și pentru că îți voi face astfel, pregătește-te să îl întâlnești pe Dumnezeul tău. Trebuie să știm momentul în care să răspundem, să ieșim în întâmpinare înaintea Domnului, și momentul de criză în care să știm că Domnul nu ne vorbește și nu este în acel context. Acesta a fost un al doilea caz din Sfânta Scriptură care ne arată cum putem să fim sensibili și să descifrăm din toate vocile care este vocea lui Dumnezeu și în fața căreia trebuie să abandonăm totul, în fața căreia trebuie să ne închinăm cu toată ființa noastră. Vom căuta să mergem mai departe în cartea profetului Isaia, de data aceasta, la capitolul 20 și 1. Versetul 11 și 12. Mi se strigă din Seir: străjerule, cât mai este din noapte? Străjerule, mai este mult din noapte? Străjerul răspunde: vine dimineața și este tot noapte. Dacă vreți să întrebați, întrebați. Întorceți-vă și veniți iarăși. Fiul omului, te-am pus străjer pe zidurile Sionului. Și vine o țară întreagă, vine poporul la tine și întreabă: la ce piatră kilometrică ne aflăm? Cât mai este din noapte? Mai este mult? Cât mai este din istoria păcatului acestei omeniri? Și străjerul, care este într-o directă și comunică în permanență cu Dumnezeu, într-o directă comuniune cu Dumnezeu, spune: dacă vreți să vă întoarceți, să întrebați, întrebați iarăși și veți primi același răspuns. Vine dimineața și este tot noapte. Vine dimineața pentru cel neprihănit. Vine dimineața pentru acel care a știut să umble cu Dumnezeu și să se lase călăuzit de vocea Lui în permanență. Și rămâne noaptea veșnică pentru acel care întotdeauna vocea i-a fost confuză. Și alte voci le-a considerat că sunt vocea lui Dumnezeu. Străjerul nu spune, întrebarea este impertinentă. Nu ți se pare că mergi prea departe? Nu. El are un răspuns hotărât și categoric. Vine dimineața și este tot noapte.
Pentru cel care așteaptă dimineața, cu siguranță vine dimineața. Ridicați-vă privirile obosite, veghetori de peste noapte, întăriți-vă coapsele minții, căci zorile se arată. Era un mes de noapte când Domnul Hristos a invitat biserica sa din vremea aceea să vegheze un ceas împreună cu el. Dar oboseala i-a cuprins. Auzeau, îngânându-se în mintea lor, vocea Mântuitorului, care, putem să spunem așa, era în extaz între viață și moarte, care cu toate răsputerile încerca să se agațe cu întreaga ființă, cu tot destinul, de scaunul de domnie al Tatălui Ceresc, al lui Dumnezeu, și care nu pentru el făcea lucrul acesta, ci pentru că noi eram acei care eram rupți de familia și de viața lui Dumnezeu și au venit ca să refacă legătura înapoi. Era pentru ucenici în noaptea aceea, în primul rând. Eu merg în audiență pentru voi, eu merg ca să stau între moartea veșnică și viața veșnică. Dar voi vegheați. A mai fost o vreme când Moise stătea pe munte și Iosua lupta cu poporul în vale. Și mâinile lui Iosua trebuiau să fie sprijinite în acele momente pentru că obosise. A trebuit să fie niște veghetori lângă el care să îl susțină. Domnul Hristos avea nevoie de veghere pentru ca să se bucure pentru cine duce el lupta. Dar în sfârșit nu a abandonat lupta și dacă ar fi vegheat sau noi dacă astăzi am fi vegheat, ar fi fost bine și este bine pentru noi. Lucrul acesta dă bine pentru noi. În zilele noastre, Dumnezeu ne adresează o întrebare. Isaia, capitolul 6. L-am văzut pe Domnul stând în templul lui, poalele scaunului de domnie umpleau întregă pământul și am zis, vai de mine, l-am văzut pe Dumnezeu și sunt un păcătos cu buze murdare, sunt un vinovat în fața cerului, mă așteaptă moartea. Nu pot să stau în fața unui Dumnezeu sfânt și curat. La care vine un înger, ia un cărbune după altar, îi atinge buzele și nu mai vorbi în felul, sau nu mai gândi Isaia în felul acesta. Iată că toată neregiuirea este îndepărtată de la tine. Ești un om curat, ești un om neprihănit. Cât a durat pentru Isaia ca să fie îmbrăcat în neprihănire? S-a luptat o viață întreagă? Eu cred că o fi înțeles Isaia că are nevoie de această neprihănire și a încercat ca și Pavel ca să o obțină. Dar când a venit față în față cu Dumnezeu cel veșnic și cu legea și cu conștiința clar, trează și deschisă, și-a dat seama că tot păcătosul de el este. Și că această lucrare nu îi aparține lui, ci doar el să accepte Evanghelia veșnică. Și acum se pare că Isaia este pierdut din context, lăsat undeva la o parte și ascultă o discuție care era în ceruri. Și acum cine va merge pentru noi, pe cine să trimitem? La care a fost atât de sensibil și atât de atent încât nu și-a permis să mai piardă această frumoasă prezență a lui Dumnezeu și slava cerului, cât a spus, iată-mă, trimite-mă. Nu s-a întrebat, sunt un om murdar, locuiesc în mijlocul unui, știa cum este poporul, la fel ca și mine. Întreg poporul este vinovat din cap și până în tălpi, păcat, de la un capăt, nimic, nu găsești să pui un vârf de ax, să spui acolo este neprihănire. Cum te va primi Isaia poporul acesta? Nu și-a pus niciun fel de întrebare, care va fi răsplata, cum voi lucra, cu ora, cu ziua, cu... Care vor fi consecințele, urmările? Mă vor primi cu aplauze sau nu? Nu. Iată-mă, trimite-mă, pentru că în inima mea arde un foc care vreau să spun tuturora despre felul în care Dumnezeu m-a mântuit pe mine și că poate să-i mântuiască și pe ei. Uitați-vă în Vechiul Testament că Evanghelia veșnică, care mulți spun că doar Noul Testament este descoperită în Noul Testament și ea însă și este Evanghelia vie pentru că este Domnul Hristos, în persoana sa însăși, aceasta este Evanghelia și acest Hristos răstignit și înviat în viața mea și în viața ta
El aici trăiește și aici este locul Evangheliei. Isaia o descrie atât de frumos și atât de minunat în cele 66 de cărți, de capitole ale cărții sale. De la capitolul 1 și la încheie cu capitolul 66, ne scoate un tată iubitor care ajunge în instanță și se judecă pentru moștenirea sa, pentru poporul său. Veniți să ne judecăm! Nu în sensul de a vă arăta cât sunteți de murdari și de a vă osândi. Nu, veniți să ne judecăm, să vă vedeți care sunt drepturile, care vă este moștenirea. Și el intră în judecată, Dumnezeu intră în această judecată cu Satana să-și ia moștenirea sa și în final câștigă. În final câștigă dreptul în instanță. Mă câștigă pe mine și pe tine. Atât de minunată este cartea profetului Isaia, de la 1 la 66 nu e altceva decât Evanghelia mântuirii mele. Auzim noi glasul lui Dumnezeu atunci când ne cheamă ca străjeri, când ne cheamă sau când ne trimite, suntem gata să răspundem, iată-mă, trimite-mă. Ce voi spune poporului? Nu voi spune decât cum m-a mântuit Domnul pe mine. Cât de bun și de îndurător a fost Domnul cu mine. Câtă dragoste a arătat Dumnezeu pentru mine. Hai să mergem mai departe. Avem în Biblie o carte foarte scurtă, nu are prea multe capitole și de multe ori am trecut. Am trecut pe lângă ea că nu prea am înțeles semnificația. Cântarea cântărilor. Ia să vedem Cântarea cântărilor, să trecem în seara aceasta doar puțin prin ea. Capitolul 2, versetul 11. Căci iată a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus. Se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturelei în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile în floare. Își răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vino frumoasă, porumbiță din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpăstiilor. Arată în fața ta și fă-mă să-ți aud glasul, căci glasul tău este dulce și fața ta este plăcută. Hai să legăm acest verset de experiența lui Ilie în crăpătura stâncii. Acum mi se adresează mie și vi se adresează vouă și la fiecare în parte. Porumbițo, ascunsă în crăpătura stâncii, în crăpăturile pământului, în scorburile prăpăstiilor, arată în fața ta și fă-mă să-ți aud glasul. Dacă nouă nu ne este dor, lui Dumnezeu este dor de copiii săi. Așa cum la părinți le este dor de copiii lor, sunt izolați, departe de casă, ar vrea să vină și nu pot, tot așa și Dumnezeu îi este dor. Arată în fața, fă-mă să-ți văd fața, porumbiță ascunsă în crăpătura stâncii. Care să fie stânca în care suntem ascunși. Tata vrea să ne vadă fața, dar nu ne caută în altă parte, știe exact unde ne găsește și acolo ne caută. Pentru că stânca era Hristos, 1 Corinteni, capitolul 11. Și au știut, când au plecat la muntele lui Dumnezeu, Ilie, a știut să se ascundă în stâncă. Putem să găsim multe exemple. Iacob, când a plecat către socră său la bani, fugind de fratele său, în noaptea aceea și-a pus o piatră căpătâi. Și-a avut un vis minunat, o vedenie în care spune, cu adevărat aici este poarta cerului.
Aici urcă îngerii și coboară, aici este prezența lui Dumnezeu și așa era, pentru că dincolo de piatra aceea era Hristos, pe care a promis că nu te voi lăsa cu niciun chip. Odihnește pe brațele mele. Tulburat, îngrijorat, în urmă cu nenorocirea care o făcuse cu ura fratelui său, în fața un drum necunoscut, o furtună puternică, spunem așa, s-a abătut asupra lui și piatra aceea rece l-a liniștit și a descoperit un viitor plin de nădejde și de speranță. Și ni se explică că, de fapt, scara aceea care lega cerul de pământ și pe care îngerii urcă și coboară, nu era altcineva decât Hristos. Nu te voi părăsi cu niciun chip, nu te voi lăsa. Chiar dacă o mamă își uită copilul, eu nu voi face și nu pot, pentru că ești săpat pe palmele mele. Te-am săpat într-un anume context, într-un anume timp, pe palmele mele. Hai să mergem mai departe, pentru că imaginea este frumoasă. Fă-mă să-ți aud glasul, căci glasul tău este dulce și fața ta este plăcută. Vai de mine, păcătosul! Când mă uit în oglinda legii cum arăt, mi-e scârbă de mine și mi-e groază de mine însumi. Dar în același moment aud un glas, un susur blând și liniștit care îmi spune: așa de plăcută ți este fața. Așa de plăcută este fața când eu privesc la tine, când te văd în crăpătura stâncii, când spune Pavel: și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos este acela care trăiește în mine, și viața pe care o trăiesc acum o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și a coborât cu mine în moarte și m-a înviat la o viață nouă, mi-a dat un pașaport ceresc și mi-a dat un viitor și o nădejde și, pe lângă toate acestea, că mi-a dat drepturi legitime acasă la Tatăl, lângă tronul Lui, cel mai urât, cel mai nenorocit, cel mai șeful tâlharilor, să fiu cel mai aproape de cruce, să fiu cel mai aproape de tronul lui Dumnezeu, să mă lase fratele meu mai mare să îi slujesc la picioare pentru toată veșnicia, contrarul nebuniei pe care o avusesem înainte. Așa de frumoasă este fața când Dumnezeu ne privește în crăpătura stâncii. Dacă suntem în altă parte, vom arăta în realitate așa cum suntem. Versetul 1, capitolul 3. Am căutat noaptea în așternutul meu și am căutat pe iubitul inimii mele. L-am căutat, dar nu l-am găsit. M-am sculat atunci și am cutreierat cetatea, ulițele și piețile. Și am căutat pe iubitul inimii mele, l-am căutat, dar nu l-am găsit. M-au întâlnit păzitorii care dau ocol cetății și am întrebat: n-ați văzut pe iubitul inimii mele? Abia trecusem de ei și am găsit pe iubitul inimii mele. L-am apucat și nu l-am mai lăsat până nu l-am adus în casa mamei mele, în odaia celei ce m-a zămislit. Am căutat noaptea pe iubitul inimii mele. E o scrisoare de dragoste, cântarea cântărilor, adresată mie și ție, de însăși Domnul Iisus Hristos. E cea mai frumoasă scrisoare posibilă care a reușit să ne-o inspire prin mintea umană, pentru noi. L-am căutat, dar nu l-am găsit. M-am ridicat atunci din pat, m-am sculat, am ieșit pe ulițe, am ieșit pe stradă, am întâlnit străjerii de pe zidurile Sionului, am întâlnit veghetorii, dar nici ei nu mi-au dat nicio speranță și nu știau nimic. Am trecut pe lângă ei și am mers mai departe. Doar după ce am trecut de ei, l-am întâlnit, mi s-a descoperit. Abia trecusem de ei și am găsit pe iubitul inimii mele. L-am apucat și nu l-am mai lăsat până nu l-am adus în casa mamei mele, în odaia celei ce m-a zămislit. Și acum versetul 5. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. L-am găsit pe iubitul inimii mele. Nu l-am lăsat până când nu l-am adus unde?
în casa, cum spunea, l-am adus în casa mamei mele, în odaia celei ce m-a zămislit. Păi care este mama noastră? Galateni, capitolul 4, versetul 26. Dar Ierusalimul de sus, ia să vedem. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră. Spună străjerii ce ori vrea să spună. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu, așa rămâne și așa este. Mama mea și mama ta, cea care te-a zămislit, cea care te-a născut, fără dureri, fără ca să aibă bărbat, așa cum ne spun versetele, este Ierusalimul ceresc. Este Ierusalimul de sus. Și nu l-am lăsat și nu dați odihnă și nu dați răgaz până când nu ajungem în odaia ospățului nunței. Acolo se întâlnește porumbița din crăpătura stâncii cu iubitul sufletului ei. N-aș vrea să vorbesc mai mult, fiindcă este scris, bucură-te stearpă care nu naști deloc, izbucnește în cântări de bucurie și strigă tu care nu ești în durerile nașterii, căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copiii făgăduinței. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, că Ioan capitolul 1 ne spune că le-a dat dreptul să se numească copiii lui Dumnezeu născuți. Nu din carne, nu din sânge, nu din voia firii pământești sau a vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Născuți din făgăduință. Apostolul Petru ne spune că el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca să ne facem părtași firii dumnezeiești după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Dar făgăduința nu este doar cuvântul lui Dumnezeu. Da, așa a fost. La Avram a venit, i s-a oferit cuvântul, Dumnezeu a declarat și a dat cuvântul și apoi l-a lăsat pe Avram o vreme și după aia a spus, dă-te la o parte și stai liniștit și doar privește să vezi cum cuvântul împlinește tot ceea ce am făgăduit. Dar de fapt cuvântul acesta, care mai târziu s-a făcut trup și a locuit printre noi oamenii plini de har și de adevăr, sau făgăduința din Geneza capitolul 3, versetul 15, era una și aceeași persoană, adică Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Prin El ne-au fost dat făgăduințele nespus de mari și scumpe. El este dorința tuturor veacurilor care împlinește nevoile sufletului nostru. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, nu treziți, nu stârniți dragostea până când nu vine de sus. Nu încercați și să nu încercăm să ducem o credință, o religie de mântuială, că nu merge, nu merge. Când o să ardă ca un foc, spunea Ieremia, în inima mea care nu poate să fie oprit, care nu poate să fie stins, atunci se va vedea conexiunea și se va vedea și răspunsul. Atunci, fie că ești în pat, fie că ești în temniță, fie că ești oriunde vei fi, reușești ca să înțelegi vocea sensibilă a preiubitului tău. Este vocea care este distinsă dintre zecile de mii de voci care se aud în dreapta și în stânga. Iată Hristosul aici, iată dincolo, iată-L în odăiță ascunsă, nu credeți, pentru că nu este adevărat. Lucrurile nu stau așa. Adormisem, capitolul 5, versetul 2. Dar inima înveghea. Este glasul prea iubitului meu care bate. Deschidem, soro, scumpo, porumbițo, neprihănito, căci capul îmi este plin de rouă, crlioții îmi sunt plini de picurii nopții. Aș vrea doar la o idee să mă opresc din acest verset din nou. Adormisem, dar inima înveghea. Este glasul prea iubitului meu care bate. Chiar o fi pentru noi această scrisoare?
Laodiceanule, iată eu stau la ușă și bat. Dacă cineva îmi aude glasul, dacă sensibilizează lucrul acesta și îmi deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el când bate, dimineața, la amiaz, sau în prag de noapte. Păi spune că voi veni la cină. Voi fi cu el peste toată noaptea, ca să petrecem noaptea împreună. Cu siguranță se lasă noaptea. Suntem pe drumul Emausului, da? Vine noaptea aceea cumplită, dar el vrea ca să ne asigure că în permanență este cu noi. Numai dacă mi-aude. Dacă mi-aude și dacă îmi deschide. Deschidem soro neprihănito. Nu ne sugerează nimic acest cuvânt al neprihănirii. Nu ne-a sensibilizat deloc că Biserica Laodicea, poporul Advent, a fost undeva vizitat în 1888 la Minneapolis de acea solie a neprihănirii, a îndreptățirii prin credință și că cerul s-a apropiat și s-a coborât atât de aproape că spunea, fraților, deschideți inimile că acum este momentul când să primim binecuvântata neprihănire a lui Dumnezeu, Hristos în noi, în nădejdea slavei. Era un moment cam, și chiar fratele John s-a făcut această afirmație, s-a pus întrebarea lui Ellen White, sora White, ați avut vreo descoperire din partea lui Dumnezeu cum au stat lucrurile la muntele Sinai când s-a dat legea? Și zice, da. Anume, puteți să ne povestiți puțin, da, zicea, atunci când s-a dat legea pe muntele Sinai, întreg muntele era ca și un tabernacol acoperit din toate părțile de îngerii cerului. De aceea era porunca atât de aspră ca un dobitoc, dacă s-ar apropia, să fie străpuns cu săgeata. Pentru că, din nou, Satan ar fi încercat, ca și în grădina Eden, deghizat prin șarpe, să se interpună între popor și Dumnezeu, Dumnezeu să rostească un lucru, iar poporul să înțeleagă altceva, să transpună vocea lui Dumnezeu într-un alt înțeles. Și atunci John spune, sora White, dacă la aceste adunări, delegații, ar fi venit fiecare cu însoțit de Îngerul Domnului, ar fi fost un tabernacol și atunci mesajul lui Dumnezeu ar fi fost înțeles clar. Dar delegații au venit călăuziți de alte spirite și au produs confuzie în adunarea noastră, Dumnezeu ne-a spus una și s-a înțeles altceva. Asta este planul bine premeditat. Când Dumnezeu ne vorbește, noi să înțelegem și să auzim altceva. Neprihănito, iubito, deschidem pentru că vreau să rămân cu tine. Am deschis, versetul 6, am deschis iubitului meu, dar iubitul meu plecase. Se făcuse nevăzut. Înnebuneam când îmi vorbea. L-am căutat, dar nu l-am găsit. Și acum aș aminti un fragment din scrierile Ellen White. Ce s-a întâmplat după anul 1888? Poporul a părăsit pe conducătorul său, care era Hristos, și au luat drumul înapoi spre Egipt. L-am căutat pe iubitul meu, dar el plecase. S-a întors. S-a făcut nevăzut. Păzitorii care dau ocol cetății m-au întâlnit și mi-au spus, stai liniștit, nicio problemă, rezolvăm problema, că doar de aceea suntem puși aici să veghem și să răspundem la orice motivație, la orice problemă. Păzitorii m-au bătut, m-au rănit. Mi-au luat marama străjerii de pe ziduri. M-au jefuit. Cine erau aceștia? Erau păzitorii de pe zidurile Ierusalimului. Dumnezeu i-a pus cu un scop. Dumnezeu le-a transmis un mesaj. Dar ei s-au trezit, făcând și transmițând cu totul altceva.
Vă rog ferbinte, fiice ale Ierusalimului, dacă găsiți pe iubitul meu, ce veți spune? Că sunt bolnavă de dragoste. Nu stârniți dragostea până nu vine ea. Prin aceasta va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. A făcut un lucru bun oare criza asta care ne-a băgat în case? Se întâlnesc frații între ei și nu se mai îmbrățișează, nu mai strâng mâna că este corona și ne molipsim. Și, vai Doamne, putem să murim. Domnul Hristos o veni să ne mai îmbrățișeze sau s-o teme de corona? Da, o să vedem. Ce are iubitul tău mai mult decât altul? O, cea mai frumoasă dintre femei. Bine, tot ne întreb, tot ne sâcăi, dar până la urmă ce are acest iubit al tău? Cu ce se diferă în plus față de alții? Ce lucru îl are deosebit? Pentru ce ești atât de înnebunită după el? Spunea Pavel, mi-aduc aminte la un moment dat, da, sunt nebun. Sunt nebun. Așa mă vede lumea, așa mă socotește, nicio problemă. Am înnebunit de dragostea lui Hristos. Pentru mine a trăi înseamnă Hristos. A muri înseamnă un câștig. Nu mai există pierdere pe această cale pe care am apucat. Nu există naufragiu, nu există abandon, nu, e numai câștig. Și câștigul acesta aduce numai bucurie și numai fericire. Ce are iubitul tău mai mult decât altul? De ce ne rogi atât de ferbinte? Iubitul meu se deosebește din zecile de mii. Este inconfundabil, nu numai la voce, dar și la chip, dar și la tandrețe, și la gesturi, și la caracter, absolut în toate nu se poate compara cu zecile de mii. Ce ne spune Psalmul 45? Ne răspunde la această afirmație? Tu ești cel mai frumos, 45:2, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Tu, versetul 7, iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelem de bucurie mai presus decât tovarășii tăi de slujbă. Printre prea iubitele tale sunt fete de împărați. Împărăteasa, mireasa ta, stă la dreapta ta împodobită cu aur din Ofir. Tot capitolul 45 din Isaia este un capitol extraordinar din Psalmi. Și aici ne descoperă tandețea Fiului lui Dumnezeu și nu numai, și a Tatălui Ceresc. Însă, ceea ce ne trage nouă atenția și ceea ce produce farmecul acesta pentru noi este că el a fost destinat de către Tatăl Ceresc, sau mai bine spus, a fost făcut pentru noi neprihănire. Neprihănirea lui Dumnezeu pentru noi. Ce are iubitul tău mai mult decât alții? Are neprihănirea. Are neprihănirea care singurul în univers o are și ea este desăvârșită, neprihănirea lui Dumnezeu, și ea este pentru mine. De aceea îl caut și sunt înnebunită după el. Toată ființa lui este plină de farmec.
versetul 16. Versetul 8 din capitolul 6. Am 60 de împărătese, 80 de țiitoare și fete fără număr, dar numai una singură este porumbița mea, neprihănita mea. Ea este singură la mama sa, cea mai aleasă a celei ce a născut-o. Fetele o văd și o numesc fericită. Împărătesele și țiitoarele de asemenea o laudă. Cine este aceea care se ivește ca zorile frumoasă, ca luna curată, ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor? Observați cât de frumos se leagă versetele între ele. O singură împărăteasă. Sunt multe fete. Sunt multe țiitoare, dar una singură este aceea care spune, este fata mamei, născută de mama. Și acum versetul 10, aceasta este aceea care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oși sub steagurile lor. Așa vrea să ne vadă Hristos când va veni pe norii cerului. Aceasta este biserica lui Hristos ascunsă prin crăpătura stâncilor care a fugit de amenințarea Izabelei. S-a ascuns pentru o vreme, a luat drumul pribegiei, a luat drumul pustiei. Nici o problemă. Ea este căutată, ea este chemată, ea este chemată să-și descopere fața și să îl întâmpine pe acela care vine, ca să-i întindă mâna și să o ducă în sala de nuntă. Ne apropiem spre încheiere, capitolul 8. O, de a-i fi fratele meu, care a sub la sânul mamei mele, când te-aș întâlni în ulițe, te-aș săruta și nu mai ține de rău. Nu spune că nu mi-ar fi teamă de coronavirus. O, dacă ai fi fratele meu. De aceea a venit în lumea noastră și s-a făcut frate de sânge cu noi. O să discutăm mâine despre aspectul acesta. Fratele nostru mai mare, frate de sânge. Așa că nu avem nicio teamă, nu e nicio rușine și nimeni nu poate să ne judece sau să ne acuze când îl îmbrățișăm în uliță, nu ascuns în odăiță, când îl căutăm noaptea pe străzi, când nu avem liniște, indiferent cât ne-ar bate străjerii, indiferent ce s-ar întâmpla, este fratele meu. M-a căutat. Mâine, dacă ne ajută Domnul, o să vedem acest episod trăit în realitate pe viu, între un frate și o soră, frate de sânge, ruta cea mai apropiată, care nu-și precupețește nici chiar însăși viața sa pentru a putea să știe că sora lui, într-o zi, va fi mireasa lui aleasă. Dragii mei, și aici se găsește deznodământul la Romani, capitolul 7, unde vorbește de lege, adulter și cele două căsătorii. Singura variantă în care legea nu este împotrivă este aceea că frate și soră se pot căsători legitim. Primul neprihănit este tatăl tuturor credincioșilor Avram. Cine era soția lui? Altfel, totul este adulter. Dar Iisus Hristos a venit și s-a făcut frate de noi ca să intre în armonie cu legea. A venit sub lege, a venit sub blestem, s-a făcut blestem, urmărim epistola lui Pavel către Galateni, a plătit prețul pentru noi în dreptul nostru și cu noi în brațe, nu ne-a lăsat la moarte, a înviat la o viață nouă și viață veșnică, ne-a așezat la dreapta Tatălui în locuri cerești, ne-a dus acolo și ne-a dat drepturi de moștenitor, ne-a înălțat acolo și ne-a dat dreptul de ambasadori în această lume sau în puternicirea aceasta și ne-a trimis ca să-i rugăm pe oameni să se împace cu Dumnezeu cât încă mai este vreme.
Și acum vine ca să-și ia iubita lui sora, mireasa, să intre într-o căsătorie legitimă și legea va strânge mâna și va aduce binecuvântarea. Toți acei care au fugit de lege, abrogând-o, anulând-o, sub orice formă, se vor găsi într-o zi sub condamnarea legii. O să vedem că cea mai dureroasă despărțire nu este aceea care legea vine și ne condamnă și ne desparte. O să vedem că despărțirea din har este mult mai dureroasă decât acea despărțire care noi credem că este sub lege și noi suntem ai lui Hristos și nu mai suntem sub lege. De aceea anulăm legea, o lăsăm la o parte, nu mai e sabat, nu mai e lege, nu mai este nimic. Hristos este totul. O să vezi ce înseamnă despărțirea de Hristos. Harul care spui că te-a adus la Hristos, că într-o zi e posibil să ajungi despărțit de Hristos. Pentru că de fapt nu l-ai recunoscut că este fratele tău. Te-aș lua, versetul 2, și te-aș duce acasă, la casa mamei mele, ea m-ar învăța să-ți dau să bei vin mirositor, must și din rodiile mele. Dar care este casa mamei mele? Ierusalimul de sus este mama noastră. Și încă un gând care îmi străjie mintea, Ierusalimul nu este o cetate cu porți și cu ziduri, aur, pietre scumpe și așa mai departe. Ierusalimul va fi atât de minunat, pentru că acolo vorbește despre 12 temelii, 12 porți și acolo va fi o mulțime de oameni răscumpărați care ăsta este Ierusalimul viu, o piatră vie. Noi fiecare suntem o piatră pentru Ierusalimul ceresc. Astăzi suntem șlefuiți, trecuți prin cuptor, trecuți prin în atelier, prin, sub toate aspectele, sub orice presiune, doar ca să fim o piatră vie cu experiența noastră, să putem să cucerim întreg universul. Și toți sunt dorin să asculte experiența noastră. Cum a venit fratele nostru mai mare în lumea noastră și cum ne-a scos din robia morții și a păcatului și a reușit ca să ne împace prima dată cu Dumnezeu, să nu-i mai declarăm război, să nu mai fim în vrăjmășie și nu numai ca să ne împace cu Dumnezeu, dar să ne facă un templu pentru Dumnezeu, o piatră în care să construiască templul lui Dumnezeu, în care să locuiască pentru veșnicii. Aș vrea ca să mai ascultăm doar versetul 6. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău. Căci dragostea este mai tare ca moartea și gelozia este mai neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, căci dragostea este mai... Cine învinge până la urmă? Moartea sau dragostea? Mâine de dimineață, în cursul zilei de mâine, vom sta în fața mormântului gol. Să vedem cum este cu această dragoste care este mai tare decât moartea. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste momente de seară, pentru timpul de har și de libertate în care putem încă să ne mai regăsim refugiul nostru, împlinirea tuturor nevoilor și a dorințelor inimii noastre în Sfintele Scripturi. Și mai era o parte din verset, mi-am adus acum aminte, versetul 3, cu acesta aș vrea ca să închei. Mâna lui cea stângă să fie sub capul meu și dreapta lui să mă îmbrățișeze. Să fie ca și o rugăciune, ca și o predare peste momentele de noapte și în restul vieții noastre, dacă toți suntem iubiți așa aleasa sufletului său, mâna lui să fie sub capul nostru și dreapta lui să ne îmbrățișeze. Ca și la leproșii de vremea sa, el va veni cu drag și nu va spune mi-e teamă de corona, mi-e teamă de legile care sunt astăzi în vigoare și stăm la distanță. Nu, în mijlocul uliței, în mijlocul nopții, în mijlocul străjerilor, chiar dacă ne vor bate pe amândoi, nicio problemă, vreau să te știu că atât în bucurie cât și în necaz, atât în moarte cât și în viață și în fericire veșnică, suntem una și ești în brațele mele. Eu sunt al tău și tu ești a mea. Binecuvântarea Domnului să rămână peste noi.
Amin. Căută țara,